passer ici. T'es passé de l'autre côté. Pace Domnule. Amin. Je vous salue au nom de Jésus. Vă salut în numele Domnului Isus. Je suis tellement, tellement heureux et content d'être parmi vous. Sunt foarte bucuros în ziua de astăzi să fiu împreună cu voi. Surtout que ça a pris tellement de temps. A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut. On s'est plus vu. Et Dieu a permis que nous puissions nous voir aujourd'hui. Și Dumnezeu a făcut, a rânduit lucrurile ca să ne vedem astăzi. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Biblia spune că toate lucrurile merg spre slava Lui. Amen. Je pense que nous allons passer un moment béni dans la présence du Seigneur. Până aici am petrecut un timp binecuvântat în prezența lui Dumnezeu. Je te demanderai seulement d'être disposé, connecté. Vreau să vă rog să fim disponibili în continuare la cuvântul lui. Parce que les jours sont les mêmes, mais les jours ne se ressemblent pas. Pentru că zilele sunt aceleași, dar ele nu seamănă niciuna una cu cealaltă. La Biblia dit chaque jour l'Éternel renouvelle sa bonté. Biblia spune că în fiecare zi Dumnezeu își arată dragostea față de noi. J'aimerais dire à quelqu'un, devant Dieu, on ne vient pas par habitude. Vreau să vă spun că înaintea lui Dumnezeu nu venim de obicei. Non, parce que le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui se cache et qui se révèle. Pentru că Dumnezeul care noi slujim este un Dumnezeu care se ascunde și se ridică și vorbește. Se révèle, révélation. Și revelează lucrurile. Amen. Amen. L'habitude, c'est la religion. L'habitude, c'est la philosophie de la religion. Obiceiul este filozofia umană. Mais le christianisme, dar creștinismul, c'est cette communication personnelle avec Jésus. Este acea comunicare personală cu Dumnezeu. C'est pourquoi à chaque fois que vous venez devant Dieu, il faut être disposé et laisser Dieu t'amener où il veut t'amener. Pentru că de fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să te ducă acolo unde vrea el să te ducă. Est-ce que il y a parmi vous les gens qui croient que notre Dieu est réel, il est vivant? Credem că în această dimineață Dumnezeu este real și este adevărat? Et vous savez quand vous êtes devant un statue, știți când suntem înaintea unei statui? La position que vous avez trouvé la statue, c'est la même position qui restera pour toujours. Acea poziție când stai înaintea statuii rămâne aceeași poziție pentru totdeauna, nu se schimbă. La statue ne bouge pas. Nu se mișcă statuia. Mais c'est différent de notre Dieu. Aceasta este diferită de Dumnezeul nostru. Notre Dieu, il n'est pas une créature, mais il est un créateur. Dumnezeul nostru nu este o creatură, este un creator. Cela veut dire, c'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut et rien ne peut l'empêcher. Este că Dumnezeu face ceea ce vrea El și nimic nu poate să-L împiedice să facă orice vrea El. Je crois cet avant-midi, Dieu va visiter une personne. Cred că în această dimineață Dumnezeu vrea să viziteze persoane. Amen. Amen. Et dans le livre de Luc, chapitre 4, în cartea Luca, capitolul 4, quand Jésus parlait sur l'onction qui est sur moi, laissons-nous voir ça rapidement. Luc chapitre 4. Luca, capitolul 4. Si vous commencez au verset 18, versetul 18, vous allez constater que le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu sur une personne a premièrement la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Duhul peste o persoană este aceea de a anunța la bonne nouvelle. De annoncer lucrurile, de annoncer voia lui. Amen. La bonne nouvelle, c'est différent avec un bon discours, c'est différent. Este când anunți Dumnezeu lucrurile este diferit de ceea ce bon discours, ceea ce poți să discuți. E un bon de o bună discuție. Il y a tellement des hommes éloquents,
On est avec toi. On est ensemble. Il y a tellement des hommes éloquents, des hommes qui savent parler. Sunt foarte mulți oameni care știu să vorbească bine. Mais ils ne donnent pas la bonne nouvelle. Dar nu aduc vestea bună. Il y a des hommes qui exposent la connaissance. Oameni care spun cunoștință multă. Pour nous donner la crainte sur sa personnalité. Car să ne dea frica de persoana lui. Mais ils ne donnent pas la bonne nouvelle. Dar nu ne dă vestea bună. Vestea bună. Vestea bună. C'est ça la bonne nouvelle. Ouais. Yeah, retenez ton mot là, vestea bună. Amen. Et la bonne nouvelle. Vestea bună. C'est quoi la bonne nouvelle? Ce este vestea bună? La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui sauve. Vestea bună este evanghelia care salvează. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui donne la paix. Vestea bună este evanghelia care îți dă pacea. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui donne la joie. Vestea bună este evanghelia care îți dă bucuria. Cet avant-midi, je viens vous apporter la bonne nouvelle. În această dimineață vă aduc vestea bună. Je crois que j'apporte une nouvelle qui donnera la joie à une personne. Cred că o să dea o bucurie persoanelor de aici. Je crois que j'apporterai la bonne nouvelle qui donnera la paix dans la vie d'une personne. Cred că aduc vestea bună ca să aducă pace în familie. Si vous êtes là avec moi, dacă sunteți aici astăzi, n'amenez pas vos pensées trop loin. Nu vă gândiți departe. Nous ne sommes que des instruments. Noi suntem numai instrumente. La source, c'est l'Éternel des armées. Sursa este Duhul Sfânt. Dieu ne fait exception de personne. Dumnezeu nu face excepție de niciun dintre noi. Il choisit qui il veut. El caută și alege pe cine vrea. Quelle que soit sa langue. Oricare ar fi limba lui. Quelle que soit son couleur de peau. Care ar fi culoarea lui. Quelle que soit sa faculté intellectuelle. Oricare ar fi facultatea lui intelectuală. Quand le Seigneur choisit. Când Dumnezeu alege. C'est lui qui vient habiter à l'homme. El vine și locuiește în acea persoană. Souvenez-vous de Pierre. Aduceți-vă aminte de Pietru. Il était un illettré. A fost un illettré, savait pas lire ni écrire. Nu a fost un neșcolar, nu a știut să citească, să scrie. Pierre ne savait même pas écrire son nom. Petru nici măcar nu știa să scrie numele lui. Parce qu'il était un pêcheur. Pentru că a fost un pescar. Mais à Israël, il y avait des docteurs. Dar în Israel erau doctori. Comme de Caïf. Comme de Anne, de Caïf. Ca și Ana și Caiafa. Des docteurs en philosophie, doctor des docteurs en religion, des docteurs en lettres. Doctor de cultură, mais de carte. Dieu est venu chez un illettré. Dar Dumnezeu a venit la Petru, acel care nu știa să scrie și să vorbească. Amen. Amen. Dumnezeu, il est venu chez un illettré. Je vais ces mots, celui qui sait pas lire. Écrire. A venit la un analfabet. Aha, alphabet, yeah. Celui qui savait pas lire écrire. Acela care nu știa să scrie și să citească. Est-ce que vous savez la suite de la vie de Pierre? Știți ceea ce a urmat în viața lui Petru? L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Umbra lui Petru putea să vindece bolnavi. Un illettré a lettre, mais son ombre faisait ce que un docteur ne pouvait pas faire. Un analfabet putea să facă ceea ce un doctor nu putea să facă. Numai umbra lui trecea și l'ombre de Pierre guérissait. Umbra lui Petru vindeca. J'aimerais dire à quelqu'un. Vreau să vă spun, devant Dieu, ce n'est pas l'intelligence qui compte, c'est la disponibilité du cœur. Înaintea lui Dumnezeu nu contează inteligența, contează disponibilitatea care o ai pentru el. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé cet après-midi? Suntem disponibili în această dimineață. J'aimerais te transmettre la pensée du Seigneur. Vreau să transmit gândul lui Dumnezeu. Amen. Amen. Et le thème que le Seigneur m'a donné. Tema care Dumnezeu mi-a dat-o. C'est le traversée de la gloire. Este să traversăm gloria. Je vais vous parler d'un traversée de la gloire. Vreau să vă vorbesc despre a traversa gloria. Il y a tant d'années qu'on s'est pas vu, chacune des personnes a connu des choses dans sa vie personnelle. De când nu ne-am mai văzut, fiecare dintre noi am cunoscut lucruri în viață și s-au întâmplat multe. Tant d'années qu'on s'est pas vu, l'église aussi a connu des choses. Și bisericile au cunoscut lucruri care s-au întâmplat. Quand je priais le Seigneur. Dar când m-am rugat Domnului. J'ai dit qu'est-ce que je vais apporter dans cette église? Și am spus ce o să aduc înaintea bisericii. Le Seigneur m'a dit apporte le message sur la traversée de la gloire. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă și mi-a spus aduc mesajul de a traversa gloria.
Je bénis le Seigneur. Și mulțumesc Domnului. Je bénis les responsables et les pasteurs qui ont permis que je sois là. Mulțumesc și binecuvântez responsabilii și fratele pastor care mi-a permis să fiu aici. Je bénis aussi votre présence. Și binecuvântez prezența voastră. Parce que le ministère de la parole est pour les hommes. Pentru că tot ceea ce facem este pentru noi, pentru oameni. Amen. Je suis pas seul. Nu sunt singur astăzi. Pendant tout ce temps qu'on s'est pas vu, pentru tot acest timp în care nu ne-am văzut, le Seigneur a fortifié mon ministère. Dumnezeu a binecuvântat slujba lui. Je suis maintenant un pasteur responsable de 4 églises. Sunt un pastor responsabil de 4 biserici. Et par la grâce du Seigneur, și prin harul Domnului, le Seigneur est en train de nous faire sa faveur. Și Dumnezeu a intrat și ne-a făcut lucruri minunate acolo. Je suis accompagné de ma famille. Sunt împreună cu soția. Mon petit, des enfants qui étaient petits mais ils sont très grands. Și copiii mei care au fost mici acum sunt mari. Et je suis accompagné aussi au responsable de notre presse, les frères qui est là devant. Și sunt în, și sunt împreună cu fratele care se ocupă de presă. Et je remercie le Seigneur. Și mulțumesc Domnului. Je bénis le Saint-Esprit. Binecuvântez Duhul Sfânt în această dimineață. Il a rendu cette journée possible. Pentru că a făcut lucrul acesta astăzi să ne întâlnim. Amen. Est-ce que maintenant nous pouvons lire? Acum să citim cuvântul Domnului. Nous pouvons nous mettre debout pour lire, s'il vous plaît. Să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul Domnului. C'est par respect à la parole. Pentru respectul cuvântului său. Je suis dans le livre de 1 Samuel. În 1 Samuel. Chapitre 17. Capitolul 17. Je lis une histoire que vous connaissez tous. Vreau să citesc o istorie pe care o cunoaștem toți. Nous allons prendre seulement certains versets. Dar numai câteva versete. À la maison, vous pouvez tout lire. Și să citiți restul acasă. Tout le chapitre 17. Tot capitolul 17. Mais ici nous lisons chapitre 17, 22 au 23. Aici citim capitolul 17, versetul 22 și 23. Et je lirai aussi les versets 29 au 30e verset. Și versetul 29 și 30. Je lis, lisez s'il vous plaît. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calambalacurile și a alergat la șirurile de bătaie. Când a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șiruri filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc altfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. Și a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și mai înainte, ca și întâia dată. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Versetul 12. 6, 12. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui și împotriva căpetenilor, împotriva domniilor și împotriva stăpânilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dernier verset, 1 Timotei, chapitre 1, verset 18. Și ultimul verset în 1 Timotei, 1 Timotei, chapitre 1, primul capitol, verset 18. Versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să lupți lupta cea bună. Amen. Amen. Mettez-nous, s'il vous plaît. Ocupăm locurile. Amen. Amen. Et le thème que j'aborde avec vous, c'est les traversées de la gloire. Și tema din această dimineață este să traversăm gloria. J'aimerais dire à une personne, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie collective, c'est une vie personnelle. Vreau să vă spun că viața de creștină nu este o viață de colectiv, este o viață personală.
Cela veut dire le salut est personnel, le destin est personnel. Mântuirea este personală, destinul este personal. Les combats sont personnels. Luptele sunt personale. Les victoires sont personnelles. Victoriile sunt personale. Parce que le christianisme c'est Dieu dans la vie d'une personne. Pentru că creștinismul este Dumnezeu în viața unui om. Amen. Amen. Et ce qui nous différencie les uns les autres, c'est notre destin. Ceea ce ne diferă pe unii de alții este destinul nostru. Le destin, c'est quoi en fait? Ce este destinul? C'est un mystère. Este un mister. Qui est dans la prescience de Dieu. Care este în vederea lui Dumnezeu. Cela veut dire ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde. Ceea ce Dumnezeu a prevăzut înainte de înființarea lumii. Qui est un mystère? Acesta este un mister. Mais qui doivent s'accomplir dans le temps. Dar acest mister trebuie să se împlinească într-un anumit timp. Souvenez-vous. Aduceți-vă aminte. Le Dieu de la Bible, le créateur, c'est lui qui est sorti dans le temps pour créer. Aduceți-vă aminte de creatorul, acela care a creat lumea. Cela veut dire. Asta vă spune. Le monde a un début, il aura aussi une fin. Lumea aceasta are un început, o să aibă și un sfârșit. Notre vie comme des humains, nous avons un début, vouloir ou pas, nous aurions une fin. Viața noastră a avut un început și o să aibă și un sfârșit. Mais dans l'espace de ce temps-là. Dar în acest spațiu de la început până la sfârșit. Ce que le Seigneur a prévu pour tout et chacun de nous, vouloir ou pas, ça doit s'accomplir. Tot ceea ce Dumnezeu a hotărât în dreptul nostru se va întâmpla, vrem noi sau nu vrem lucrul acesta. Mais laisse-moi vous dire, les échecs de l'autre n'est pas forcément tes échecs à toi. Vreau să vă spun că eșecul unei persoane nu este în același timp și eșecul tău. La victoire de l'autre n'est pas forcément ma victoire. Victoria care o are o persoană nu e neapărat și victoria mea. Les circonstances, les conjonctures que l'autre est en train de traverser n'est pas forcément les miennes. Circumstanțele și conjuncturile nu sunt la fel ca și la mine. Nous sommes différents des autres par le destin. Unii de alții prin destin. Mais une chose est vraie. Dar un lucru este adevărat. Le Seigneur a dit. Dumnezeu a spus. Le projet que j'ai pour vous. Proiectul care l-am pentru voi. Ce n'est pas le projet de malheur. Nu este un proiect de rău. Mais c'est le projet du bonheur. Este un proiect de viață, de binecuvântare. De binecuvântare. Amen. Amen. C'est le projet du bonheur. Este un proiect de binecuvântare. Écoutez-moi. Ascultați-mă. Malheureusement, dans le quotidien, dans la vie, în viața noastră cotidiană, nous rencontrons des circonstances. Noi întâlnim circumstanțe. De probleme qui nous fait parfois douter à cette parole. Probleme care ne pun în îndoială credința noastră. Mais Dieu a dit. Și Dumnezeu a spus. Mais qu'est-ce que je vois? Ce am văzut? J'aimerais vous dire une chose. Vreau să vă spun. Le projet de bonheur, c'est une prophétie. Proiectele bune sunt profeții pentru noi. Mais l'accomplissement peut passer par les circonstances négatives, les conjonctures négatives, mais ça finira par déboucher au projet du bonheur. Dar se poate împlini prin proiecte, prin conjuncturi negative și până la sfârșit să ajungă să se împlinească. Parce que ce que tu appelles négatif. Pentru că tu ceea ce numești negativ. Parfois pour Dieu ce n'est pas négatif. Pentru Dumnezeu nu este negativ. C'est un passage obligé. Este o trecere obligatorie pe acolo. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Înțelegeți lucrul acesta? J'aimerais vous expliquer clairement. Vreau să vă spun lucrul acesta. Joseph voit un rêve. Joseph. Iosif visează un vis. Il est grand. Se făcea că era mare. Ses frères se courbaient devant lui. Și frații lui se închinau înaintea lui. Quand il s'est réveillé sur son lit. Și când s-a trezit din patul lui. Il était toujours Joseph. A fost același Iosif. Onzième de la famille. Și vorbea în familia lui. Onzième. Al 11-lea din familie. Il était rien du tout que Joseph après son rêve. După ce Iosif a visat acel vis și s-a trezit, era la fel ca și înainte. Mais il a rêvé quand même. Dar a avut un vis. Mais comment les rêves devaient s'accomplir? Și cum visurile se împlinesc? Regardez comment les rêves de Joseph s'est accompli. Uitați-vă cum s-a împlinit visul lui Iosif. Par les rejets. Les rejets. Prin abandonarea lui, prin vinderea lui. Ah, par les rejets de ses propres frères. Prin vinderea propriilor frați l-au vândut. Tant de circonstances imprévues. Tot prin circumstanțe imprevăzute. Par lui.
pentru el. Mais prévu par Dieu. Dar prevăzut de Iisus, de Dumnezeu. J'aimerais vous dire. Vreau să vă spun. Quel que soit ce que vous traversez. Oricare ar fi lucrurile care le traversați. Même si ce n'a pas été prévu, tu n'as jamais pensé. Chiar dacă nu ai te gândit la lucrurile care se întâmplă cu viața mais ta. Mais si cela t'arrive. Dar dacă ai ajuns până aici. Si tu es conscient que tu as une communication avec Dieu, c'est que Dieu l'a voulu. Dacă ești conștient că ai o comunicare cu Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu a prevăzut pentru tine lucrurile acestea. Et Dieu de la Bible. Și Dumnezeul Bibliei. Il ne permettra pas quelque chose t'arrive pour te détruire. Non. Dumnezeu nu face niciodată un lucru pentru a te distruge. Nu îngăduie un lucru să te même distrugă. Même si ça touche à ta vie, ta vie. Chiar dacă ți atinge viața ta. Dieu croit en toi. Dumnezeu crede în tine. Est-ce que tu peux m'aider? Pot să spun lucrul acesta. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu croit. Spune celui din stânga și în dreapta. Dumnezeu te crede, crede în tine. Aha. Dumnezeu crede în tine. Dis à celui qui est à côté. Spune celui din stânga și din dreapta. S'il vous plaît. Vă rog frumos. Dieu croit en toi. Dumnezeu crede în tine. Amen. Amen. Mon frère, Dieu croit en toi. Amen. Dieu, il croit en toi. Dumnezeu crede în tine. Cela suffit. Asta îți ajunge. Même si 10.000 personnes ne croient pas en moi. Chiar dacă 10.000 de oameni nu mă cred pe mine. Mais l'Éternel des armées croit en moi. Și Dumnezeu crede în mine. Cela suffit. Este de ajuns. Si l'élection y avait, Dieu va être majoritaire. Chiar dacă alegerile s-au produs, Dumnezeu este majoritar. Amin. Amin. Et là où nous venons de lire. Aici unde am citit cuvântul Domnului. Il y a quelque chose de très important. Este un lucru foarte important. Les traversées de la gloire. Traversarea gloriei. C'est un chemin tracé par Dieu pour que tu sois glorifié. Este un drum făcut de Dumnezeu ca tu să fii glorificat. Le Dieu que nous croyons. Dumnezeu care noi credem. C'est le Dieu qui nous appelle de monter des échelons. Este Dumnezeu acela care ne spune să montăm să urcăm fiecare treaptă. La vie chrétienne ne peut pas être stable comme ça. Viața de creștin nu este o viață stabilă. Cela veut dire? Cela veut dire, je vais expliquer. Asta înseamnă? La même deux ans après tu pries que 15 minutes. După 2 ani de zile ai înaintat 15 minute. 5 ans après tu pries seulement 15 minutes. Les mêmes minutes. Non, non, non. După 7 ani tot 15 minute câștigi, nu se poate la așa. La vie chrétienne c'est une vie d'échelon. Viața de creștin este ca și o scară. Tant spirituellement, spiritual, physiquement, fizic, socialement, social, moralement. Moral. Si tu ne montes pas, dacă nu urci, tu recules par rapport à ceux qui montent. Dacă tu nu urci, tu dai înapoi în raport cu cei care urcă. Voilà. Tu recules par rapport à ceux qui avancent. Tu dai înapoi. Dacă nu urci tu, cei care urcă față de tine, tu cobori jos. Et si tu n'es pas prudent, il y aura un sentiment de colère sur les autres. Dacă nu ești prudent, ai un sentiment de ură față de ceilalți. La plupart des cas. În cele mai multe cazuri. Nous sommes nous-mêmes la cause de ce qui nous arrive. De cele mai multe ori noi suntem problema la lucrurile care vin în viața noastră. Quand le Seigneur veut t'amener quelque part. Când Dumnezeu vrea să te ducă în o anumită parte. Il y a les épreuves qui arrivent avant. Sunt probe care vin înainte. Écoutez-moi. Ascultați-mă. Il y a une différence entre épreuve et tentation. Différence. Este diferență între probe și tentație. OK. La Bible dit l'épreuve vient de Dieu. Biblia spune că probele vin din partea lui Dumnezeu. Mais la tentation vient du diable. Dar tentațiile vin din partea celui rău. Amin. Amin. Vous savez pourquoi? Știți de ce? Parce que l'épreuve c'est une école de la maturité. Pentru că probele sunt o școală a maturității noastre. Mais la tentation a pour l'objectif de te détruire. Dar tentațiile, obiectivul tentațiilor este de a te distruge. Chaque étape que Dieu veut t'amener. Fiecare etapă când Dumnezeu vrea să te ducă. Il doit te rendre mature pour ça. Trebuie să te facă să fii matur pentru lucrarea lui. Ce qui compte à Dieu. Ceea ce contează pentru el. C'est la vie après ce que tu as comme besoin. Este viața care este după ceea ce tu ai nevoie. Il peut te donner maintenant ce que tu as besoin. Poate să-ți dea acum tot ceea ce tu ai nevoie. Mais la Bible dit. Dar Biblia spune. J'aimerais que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme.
Vreau să prospera, să prospérez, j'aimerais que vous prospérez. Vreau să vă înălțați, să vă ridicați ca și cum prosperă votre âme. Ca și cum se ridică sufletul vostru, cum 3 Jean chapitre 1 si vous cherchez ça. Donc Dieu dit, Dumnezeu spune, l'homme doit avoir d'abord l'intérêt de la prospérité, prospérité de son âme, de son intérieur. Grandir, il doit avoir souci. Dumnezeu, interesul lui este ca noi să creștem spiritual. Intérieur, c'est très important. Interior. Si tu grandis intérieurement, dacă tu crești interior, il y a des choses que tu n'en auras pas besoin de demander, Dieu va te donner. O să fie în viața ta lucruri care nu o să ai nevoie să-i le ceri lui, pentru că ți le dă fără să le ceri. Amen. Amen. Parfois nous demandons. Câteodată noi cerem. Dieu nous donne pas pourquoi. Și Dumnezeu nu ne dă. Il voit ton être, tu n'as pas la capacité de supporter ce que tu demandes. Dumnezeu vede inima noastră și știe că nu suntem capabili să suportăm ceea ce cerem noi, de fapt. Tu vas demander. Și tu îi ceri. Dieu te donnera pas. Și Dumnezeu nu ți dă. Dieu t'attend de grandir. Și Dumnezeu te așteaptă ca tu să crești. À être capable. Ca să fii capabil. De gérer ce qu'il va te donner. Ca să gestionezi ceea ce cer de la el. Dans chaque traversée. În fiecare traversare ta. Sunt în drumul pe care traversez, sunt probe. Les épreuves se manifestă par les rejets. Probele se manifestă prin a te alunga de față de ceilalți. L'inconsidération. Inconsiderențele. La minimisation. Atunci când te minimizează ceilalți din jur. Ça sont des épreuves. Astea sunt probe pentru tine. Mais ça peut pas tuer un élu de Dieu. Non. Dar nu poate să distrugă un om al lui Dumnezeu. Quand il y a des épreuves qui viennent. Când sunt probe care vin în viața ta. Des déceptions. Decepții. Quand cela arrive. Când apar în viața ta. Celui qui est appelé de Dieu. Acela care este chemat de Dumnezeu. Il se fortifie. El se întărește. Alléluia. Et laisse-moi vous dire. Lăsați-mă să vă spun. Les gens qui sont appelés à des grandes choses, ce sont les gens qui font l'expérience personnelle avec Dieu. Oamenii care sunt chemați să facă lucruri mari deja au o experiență personală cu Dumnezeu. Si tu n'as pas de l'expérience personnelle avec Dieu dans certaines étapes, tu seras limité. Dacă nu ai o experiență personală cu Dumnezeu în multe etape ale vieții, o să fii falimentar. Nous pouvons chanter ensemble. Putem să cântăm împreună. Mais cela ne veut pas dire qu'on a on a l'expérience avec Dieu. Non non, ça c'est pas ça. Asta nu înseamnă că dacă cântăm împreună înseamnă că avem experiențe cu Dumnezeu. Cet homme David. Acest om David. Avait une expérience avec Dieu. A avut o experiență cu Dumnezeu. Sans témoin. Il y avait pas un témoin. Fără martori. Dans la forêt. În pădure. Il était berger de brebis. A fost păstor de oi. Et quand le loup, se venait pour arracher un brebis. Și când lupul venea să ia o oaie. David n'avait pas besoin que les gens le voient. David courait après l'ours et il arrachait les brebis. David nu s-a uitat dacă în stânga sau în dreapta, dacă îl vede cineva. El a fugit și a alergat după lup și i-a luat oaia. Il y a des gens qui aiment le vedetariat, tout ce qu'il fait que les gens le voient. Sunt oameni care iubesc vedetismul, atunci când face ceva să-l vadă toți cei din jurul lui. Il veut le soutien des gens. Vrea să fie susținut de oameni. J'aimerais te dire une chose. Vreau să spun un lucru. Si un homme te soutient. Dacă un om te susține. Un jour il sera fatigué. Într-o zi o să fie obosit. Il va lăsa sa main. Și o să lase mâna jos. La même personne qui t'a soutenu aujourd'hui. Acea mână care astăzi te-a susținut. C'est la même personne qui te combattra demain. Poate ca mâine acea persoană să lupte împotriva ta. C'est la vie. Asta este viața. Souvenez-vous de Moïse. Aduceți-vă aminte de Moise. Sur la montagne. La munte, pe munte. Il a mis sa main comme ça. A ridicat mâinile sus. Aaron a pris ça, Ur a pris ça. Și Ur și Aaron a ridicat, i-au ținut mâinile sus. Ils ont dit, nous allons soutenir notre frère. Și au spus, trebuie să susținem pe fratele nostru, să ținem mâinile après sus. Après une heure du temps. Și după o oră. Deux heures du temps. După două ore. Ils étaient fatigués. Au fost obosiți. Alléluia. Alléluia. Ils étaient fatigués. Erau obosiți. Pourquoi? Pentru ce? Parce que sont des hommes. Pentru că erau oameni. Il ne faut jamais chercher le soutien d'un homme. Cherche le soutien de l'Éternel. Nu căuta niciodată să te susțină un om. Caută să te susțină în lucrarea ta Dumnezeu. C'est le plus important. Cel mai important lucru. David. Il a fait une expérience. A avut o experiență. Avec Dieu.
Avec cu Dumnezeu. Je te pose la question. Te întreb astăzi. As-tu une expérience avec Dieu? Ai experiență cu Dumnezeu? Ou tu pries seulement les dieux de tes parents? Ori l-ai pe Dumnezeu părinților tăi. Je suis né, la famille était pentecôtiste. M-am născut într-o familie pentecostală. Non, ça marche pas. Asta nu merge. Ça marche pas. Nu merge lucrul acesta. C'est une équation qui ne marche pas. Este un lucru care nu merge. Même si ton papa est un pasteur. Chiar dacă taică tău este un pastor. Même si tes parents sont des chrétiens. Chiar dacă părinții tăi sunt creștini. Tu dois faire l'expérience personnelle avec Jésus. Trebuie să faci experiență personală cu Dumnezeu. Ça affermit la foi. Asta te întărește credința. Alléluia. Ça donne l'expérience d'avancer même si l'obstacle est là. Să înaintezi chiar dacă vine obstacole în viața ta. Plusieurs personnes. Mai mulți oameni. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ils n'ont pas d'expérience. Nu au experiență cu Dumnezeu. Mulți oameni nu au experiență personală cu Dumnezeu. Și se roagă de obicei. Și cântă de obicei. Pentru că sunt născut într-o familie creștină și trebuie să fac lucrul acesta. Viața ta creștină nu o să aibă longevitate. O să cazi în ipocrizie. Pentru ce? Parce que tu as une image devant les gens. Pentru că ai o imagine înaintea oamenilor. Mais tu peux pas assumer ton image. Dar nu poți să asumezi acea imagine. C'est ça l'hypocrisie. Aceea este ipocrizia. C'est ce que les Français disent apparaître et être. Ceea ce francezii spun că să fii ceea ce nu ești de fapt. Alléluia. Bien-aimé, je vous conseille. Vreau să vă cherche une expérience avec Dieu. Să vă rog ca să căutați experiență cu Dumnezeu. Écoutez-moi maintenant. Și ascultați-mă. Si Dieu veut faire quelque chose, lui-même il est le metteur en scène. Dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, el pregătește toate lucrurile. Il crée son scène à lui. El creează scena. Dieu comme ça. Dumnezeu lucrează așa. Il est comme un grand joueur de dames. Este ca și un mare jucător de șah. Il sait gérer l'adversaire, il gère aussi son équipe. Știe să gereze adversarii și știe să se apere. Il crée l'opportunité sans forme. Și creează oportunitatea fără să-ți dai seama. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce se întâmplă? Le père de David. Père. Tatăl lui David. Il a dit à David. I-a spus la David. Amène le pain chez tes frères qui sont sur les champs de bataille. Du pâine și de mâncare fraților tăi care sunt pe câmpul David, de luptă. David, dans sa tête, il amenait le pain. Și David, în mintea lui, a fost lucrul să aducă pâine și mâncare fraților lui. Dar David nu știa că ceea ce Dumnezeu pregătește pentru el. Oricare ai fi aici. Il y a un plan de Dieu sur toi demain. Dumnezeu are un plan de lucru cu tine. Est-ce que tu crois ça? Crezi lucrul acesta? Il y a un plan de Dieu sur ta famille. Un plan al lui Dumnezeu îl are cu tine. C'est le Dieu connaît. Că numai Dumnezeu îl cunoaște. Et David quand il est arrivé? Și David când a ajuns? Il donnait le pain à ses frères. Și a dat pâine fraților săi. Mais il a écouté quelque chose. Dar în același timp auzea ceva. Écoutez-moi bien. Ascultați-mă. David a écouté différemment de tous les autres. David a fost singurul care a auzit diferit de ceilalți. Parce que dans le verset 23, pentru că în versetul 23, la Bible dit. Biblia spune. Tandis qu'il parlait avec ses frères, voici les Philistins de Gad, nommé Goliath. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gad numit Goliat înainta, între cele două știri, ordurant de filistin, ieșind afară din șirurile filistenilor, écoutez maintenant, il tient le même discours que précédemment. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte. Ici on nous dit Goliath faisait toujours le même discours là. Asta înseamnă că David în fiecare zi avea același discurs. Goliath avea în fiecare zi același discurs. Il faisait le même discours. Făcea același discurs în fiecare zi. Les gens étaient habitués à ce discours. Și oamenii de acolo erau obișnuiți cu acel discurs. Les gens avaient peur. Pentru că aveau frică. Mais quand David est arrivé, dar când David a ajuns acolo, ses oreilles a écouté différemment. David a auzit, urechea lui a auzit altceva decât frații lui. Ascultați-mă. Si tu veux vivre une vie chrétienne glorieuse, il faut faire attention avec ton oreille. Dacă vrei să trăiești o viață de creștin, trebuie să fii atent la ceea ce asculți. Le commencement. La început. Le contact entre l'homme et Dieu, ça passe par l'oreille.
Contactul dintre om și Dumnezeu se întâmplă la nivelul urechii. Car la Bible dit. Când Biblia spune. La foi vient de ce qu'on credința vine în urma auzirii cuvântului. Amin. Amin. La Biblia ne dit pas la foi vient de ce qu'on voit. Na na na. Biblia nu spune că credința vine în urma ceea ce vedem. Na. La foi vient de ce qu'on marche. Na 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 na. Nu spune că vine în urma ceea ce facem la noi. La Biblia dit la foi vient de ce qu'on attend. Biblia spune că credința vine în urma auzirii, a ceea ce auzim. Le plus important pour un chrétien. Cel mai important lucru pentru un creștin. C'est la capacité de garder son oreille pour Dieu. Este capacitatea de a păstra urechea numai pentru Dumnezeu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sunteți aici? Gardez l'oreille pour Dieu. Păstrează urechea numai pentru ceea ce se vorbește Dumnezeu. L'oreille est la base de toutes choses. Urechea este baza toate lucrurilor. Car la Bible dit. Când Biblia spune. Garde ton cœur plus que toute chose. Păstrează-ți sufletul mai mult ca orice. Ton cœur, cœur, cœur. Sufletul tău. Mais qu'est-ce qui détruit le cœur? Ce distruge sufletul tău? C'est ce qui entre dans l'oreille. Ceea ce intră prin ureche. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il est très important. Este foarte important. De comprendre. Să înțelegem. La force d'un chrétien, c'est sa capacité d'écouter Dieu. Că puterea unui creștin este capacitatea lui de a auzi pe Dumnezeu. Amin. Que Dieu bénisse celui qui dit. Domnul să binecuvânteze. Amin. Je reprends cette phrase. Reiau această frază. La force d'un chrétien, c'est la capacité d'écouter Dieu. Forța unui creștin este capacitatea de a auzi pe Dumnezeu. La force de la victoire. Forța unei victorii. De l'avancement. De a înainta. C'est la capacité d'écouter Dieu. Este capacitatea să ascultăm pe Dumnezeu. Ce que tu écoutes peut changer ta nature. Ceea ce tu asculți poate să schimbe viața ta. Montre-moi celui que tu écoutes, je vais te dire ton avenir. Montre-moi celui que tu écoutes. Spune-mi ceea ce asculți. Je te dirai ton lendemain, ton avenir. Și o să spun ce viitorul. C'est ça? Sigur. Amen. Beaucoup de gens. Mulți oameni. Je n'ai pas senti, ça n'a pas collé. On reprend ça. Ouais. Montre-moi. Arată-mi. L'homme que tu écoutes. Pe omul care îl asculți. Je peux te dire ton avenir. Și pot să spun viitorul. Car. Pentru că. Aussi longtemps tu donnes ton oreille à n'importe qui, tu deviendras cette personne-là. Pentru că atunci când dai urechea la oricine, poți să ajungi ca și persoana care ți-a spus. Écoutez-moi bien aimé. Ascultați-mă, fraților. Il y avait un frère qui faisait un bateau, une pirogue en Afrique. Era în Africa un frate care construia o barcă. Il faisait sa pirogue. Și făcea barca lui. Les gens venaient. Și oamenii veneau și îl vedeau. Il dit non, ça c'est pas bon. Arrange là-bas côté là. Și oamenii veneau și spunea nu faci așa, trebuie să faci așa altfel. Il a arrangé. Și a făcut altfel. L'autre vient. A venit celălalt. Il dit, non, là-bas, c'est pas bon. Arrange pe de ce côté. Și altul i-a spus, nu, acolo nu este bine, trebuie să faci invers. Și a făcut așa cum a spus omul acela. Au fil et à mesi, il écoutait les gens, la barque était rien d'autre que une barque. Și atunci când a sfârșit lucrarea, barca aceea nu mai era decât o simplă barcă. Il s'est rendu compte que je n'ai pas fait une barque. Și el și-a dat seama că de fapt nu e o barcă care și-o dorea el să facă. J'ai fait une autre chose qui n'est pas une barque. Am făcut orice, dar nu barcă. Plusieurs personnes. Mai mulți oameni. Chrétiens qu'ils sont. Creștini care sunt. Ils vivent leur vie en écoutant que les gens. Trăiesc viața lor ascultând de vocea oamenilor. Écoutez-moi bien aimé. Ascultați-mă, fraților. Ce qui vient de l'homme détruit. Ceea ce vine de la om distruge. Ce qui vient de Dieu donne la vie. Ceea ce vine din partea lui Dumnezeu dă viață. Dieu parle. Dumnezeu vorbește. Dieu est vivant. Dumnezeu este viu. Mais nous ne savons pas comment l'écouter. Dar noi nu știm cum să-l ascultăm pe el. Prie au Seigneur. Prie. Să ne rugăm Domnului. Ouvre-moi l'oreille. Să ne rugăm și să cerem, deschidem urechea să te aud. Vreau să te ascult. Beaucoup écoutent les docteurs plus que Dieu. Mulți ascultă doctorii mai mult ca Dumnezeu. Ils écoutent les avocats, les juges. Ascultă avocații, judecătorii mai mult ca Dumnezeu. Les docteurs peuvent dire. Doctorul poate să spună. À cet âge, c'est la ménopause, il y a plus d'enfants. Și poate să spună la anii ăștia ești la menopauză și nu mai poți să faci copii. Mais ça ce n'est pas les dernières paroles de Dieu. Asta nu este ultimul cuvânt care spune Dumnezeu. Quelqu'un peut te dire. Cineva poate să spună. Boala aceasta este pentru moarte. Mais ça ce n'est pas la parole de Dieu. Asta nu este cuvântul lui Dumnezeu. Când Dieu dit.
Pentru că Dumnezeu spune. Il change l'intelligence des intelligents. El schimbă inteligența. Il confond la sagesse des sages. El confruntă sălbăticia. Quand Dieu parle. Când Dumnezeu vorbește. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Când Dumnezeu vorbește, wow. Cheamă lucrurile care nu sunt la existență. Quand Dieu parle. Când Dumnezeu spune, vorbește. Même là où il y a pas un chemin. Acolo unde nu este nici măcar un drum, el trasează drum. Aduceți-vă aminte de Israel. Marea, când a fost despicată, Marea Roșie. Acolo nu era nicio trecere. Dar Dumnezeu a creat un pasaj, un drum, prin mijlocul marii. Dragilor, vreau să vă spun în această dimineață. Mai gata roșarima. Lăsați-l la capacitate. Lăsați capacitatea. De crea un pasaj. Dumnezeu a făcut capacitatea să creeze un pasaj. Acolo unde nu era posibil. Acesta este Iisus din Nazaret. Je sais pas si tu comprends ce nu știu dacă înțelegi ceea ce spun. Je sais pas si tu comprends ce nu știu ceea ce nu cred că știi ceea ce spun. Nu, nu sommes chrétiens. Noi suntem creștini. Nu croyons à Dieu. Noi credem în Dumnezeu. Notre Dieu, ce n'est pas la religion. Dumnezeul nostru nu este o religie. Notre Dieu, ce n'est pas la philosophie. Nu, Dumnezeul nostru nu este o filozofie. Notre Dieu, c'est la réalité. Dumnezeul nostru este realitate. Le Dieu que nous croyons. Dumnezeul care noi îl credem. Il a la capacité de guérir un sidatic. Are capacitate să vindece. Sidatic, un sidatic. Are capacitate să vindece de sida. Le Dieu que nous prions. Dumnezeul la care noi ne rugăm. Il a la capacité are capacitatea. De la boue. In person. Are capacitatea să învieze din morți. De le faire asseoir avec les grands. Și să-l pună în picioare. Mais est-ce que tu écoutes Dieu? Asculți acest Dumnezeu la ustu? Ou tu écoutes un homme? Ori asculți un om. Aleluia. Aleluia. Écoutez-moi bien. Ascultați-mă bine. La différence c'est la manière que tu écoutes. C'est ça la différence. Diferența este maniera în care tu asculți. Surtout dans ces temps ici de la fin. Mai ales în timpurile acestea de pe urmă. Les gens aiment écouter les choses qui les plaît. Oamenii le place să asculte ceea ce le place lor. Ascultă ceea ce le place lor. Les choses qui les plaît. Lucruri pe care ei le iubesc, quand le ascultă. Quelqu'un te dit, toi, tu es mon ami. Și când cineva spune tu ești prietenul meu. Et toi, tu dois m'écouter. Și trebuie să mă asculți. On est ensemble. Suntem împreună. Mais même si vous êtes ensemble, le jour où il va mourir, tu vas le laisser aller seul? Și chiar dacă ești împreună. Le jour où il va mourir. În ziua în care el va muri. Tu vas le laisser aller? O să le lași singur. Même si vous étiez des amis. Chiar dacă ați fost prieteni. Même si vous étiez mariés. Chiar dacă ați fost căsătoriți. Écoutez l'église. Ascultă biserica. Sion. Sion. Ainsi dit le Seigneur. Ceea ce spune Dumnezeu. Cherchez à écouter Dieu. Căutați să-L ascultați pe Dumnezeu. Si vous écoutez Dieu, dacă o să-L ascultați Dieu pe El, va éclairer les sentiers ténébreuses. Dumnezeu o să lumineze mințile noastre. Si vous écoutez Dieu, dacă ascultați pe El, Dieu donnera l'orientation. Dumnezeu o să vă dea orientare. Je vois une femme. Văd o femeie. Une femme, o femeie în Biblie. Elle était esclave d'Abraham. A fost sclava lui Avram. Comment elle s'appelle encore? Cum se cheamă? Agar. Dans le désert. În deșert. Elle avait une cruche d'eau comme ça. A avut un pic de apă. Avec un bébé. Și cu un copil în brațe. Agar s'est rendu compte. Agar și-a dat seama. Le trajectoire est tellement long. Pentru că în pustie era lung și nu era apă. Setul va fini. Și apa aceasta într-o zi o să se termine. Elle a pris le bébé, elle a déposé là. Și a luat copilul și l-a pus deoparte. Parce qu'il avait plus de solution. Pentru că nu mai avea soluție pentru el. Agar s'est tourné vers Dieu. Și Agar s-a întors spre Dumnezeu. La Bible me dit. Biblia spune. Quand le Seigneur est descendu. Când Dumnezeu a coborât. Il a montré à Agar l'oasis qui était à côté. I-a arătat lui Agar apa care era lângă ea. Oh, Agar ne pouvait pas par elle-même voir cette oasis. Agar nu putea să vadă apa aceea. Mais Dieu. Dar Dumnezeu. Savait où était l'oasis. Dumnezeu a știut că acolo e apa. Bien-aimés dans le Seigneur. Dragilor. Parfois on se combat. Când începem să luptăm. On cherche à devenir l'autre. Atunci când noi încercăm c'est să fim celălalt. Nu ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Pentru că noi nu știm ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi. Chaque personne. Fiecare persoană. A sa place en Dieu. Are locul lui în Dumnezeu.
Je suis en train de répondre à chaque personne. Fiecare persoană. À sa valeur en Dieu. Are valoare în Dumnezeu. Dieu ne voit pas comme les hommes. Dumnezeu nu se uită ca și oamenii. Dieu ne voit pas de titre. Dumnezeu nu vede titlul. Mais ce qui compte à Dieu. Ceea ce contează pentru El. C'est que tu remplis ta mission sur la terre. Ca să îți împlinești misiunea care ți-o dat-o pe acest pământ. Amen, Église. Amen. Ça c'est la première des choses. Asta este primul lucru. Qui a fait la différence? Care a făcut diferența? La deuxième des choses. Al doilea lucru. La Bible dit ceci. Biblia spune. Verset 24. Versetul 24. 1 Samuel 17:24. Versetul capitolul 17, versetul 24. À la vie de cet homme, tout Israël s'enfuyait devant lui. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și au apucat o mare frică. Ia, a apucat o de mare frică. Il avait la crainte. Amen, Église. I-a fost frică. Deuxième des choses. Al doilea lucru. À part l'oreille. După ureche. C'est la vie. Sunt ochii. Amen, Église. Amen. C'est la vie. Sunt ochii. Écoutez. Vederea. Regardez, ce n'est pas voir. Regardez. Uitați-vă. Ce n'est pas voir. Poți să te uiți, dar să nu vezi. Aha, dar să nu vezi. Cela veut dire. Asta înseamnă. J'ai regardé, mais j'ai pas vu. M-am uitat, dar n-am văzut nimic. J'ai regardé, mais j'ai pas vraiment vu. M-am uitat, dar n-am văzut nimic. Parce que mon intention n'était pas dans ce que j'ai regardé. Pentru că, nu eram concentrat la ceea ce mă uit, ceea ce văd. Beaucoup de gens regardent, mais ne voient pas. Mulți oameni se uită. Dar nu văd nimic. Regarde, mais ne vois pas. Dar se uită, dar nu văd nimic. Écoute maintenant. Ascultați-mă. Ce que tu regardes. Ceea ce tu te uiți. Ce que tu regardes. Ceea ce tu, la ceea ce tu te uiți. Ce n'est qu'une réalité. Este o realitate. Mais ce que tu dois voir. Dar ceea ce tu trebuie să vezi. C'est la vérité qui este un adevăr. Dans la parole du Seigneur. Este în cuvântul lui Dumnezeu. C'est ça la différence. Aceasta este diferența. Goliath quand il venait. Goliath când venea în față. Toată lumea avea frică de el. Parce que il voyait un grand homme. Pentru că vedea un mare om. Mais qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme David ne puisse pas avoir peur? Dar ce a făcut pe David ca David să nu aibă frică de acest om? Parce que David ne regardait pas Goliath, mais il regardait celui qui était en lui. David niciodată nu s-a uitat la Goliath și s-a uitat la ceea ce este în el. Wow! Aleluia! Aleluia. David ne regardait pas Goliath. David nu se uita la Goliath. Il regardait la grandeur de celui qui était en lui. El s-a uitat la mărimea Dumnezeului lui care este în el. David savait. David a știut. Celui qui est en moi. Acela care este în mine. Est plus grand. Este mai mare. Est plus fort. Este mai tare. Que celui que je suis en train de voir. Și acel și îl va distruge pe cel care o să-l vadă. Écoute église. Ascultă biserică. Ce qui fait que nous tombons. Aceea ce face ca noi să cădem. Nous ne reconnaissons pas celui qui est en nous. Pentru că nu recunoaștem și nu cunoaștem pe cel care este noi. Devant les problèmes. Înaintea problemelor. Vous savez pourquoi? Știți de ce? Parce qu'on n'a pas d'expérience avec Pentru lui. Pentru că nu avem experiențe cu el. David s'est souvenu. David și-a adus aminte. Celui-là c'est un humain seulement, c'est Goliath une personne. David a spus este o persoană. Mais moi j'ai confronté lion. Dar eu m-am luptat cu leu, cu ursul. Qui a des griffes? Qui a des canines? Care avea o gură mare și dinți mari. J'ai vaincu lion et l'ours. Și l-am bătut pe leu și pe lup. Alors c'est Goliath. Goliath este nimic. Petit Goliath. Goliath este mic. Parce que David avait l'expérience. Pentru că David avea experiență. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas d'expérience avec Dieu. Aceia care nu au experiență cu Dumnezeu. C'est ceux qui ont peur devant les circonstances. Aceia sunt oamenii care le frică înaintea circumstanțelor. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Tot ceea ce ți se întâmplă astăzi. Souvenez-toi de ce que Dieu a fait avec toi. Adu-ți aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut cu tine în trecut. Amen. Amen. Souviens-toi de ça. Adu-ți aminte de experiențele din trecut. L'expérience que tu as eu avec Dieu hier. Experiențele care ai avut ieri cu Dumnezeu. Le même Dieu qui a opéré hier. Acela Dumnezeu care a operat ieri. Il est capable d'opérer aujourd'hui. Este capabil să opereze și astăzi. Alléluia. Alléluia. La vision change. Viziunea se schimbă. Quand tu reconnais celui qui est en toi. Când recunoști pe cine este în tine. Sion, écoute-moi. Sion, ascultă. Quelle que soit la grandeur du diable. Oricare ar fi mărimea diavolului. Quel que soit le plan du diable. Oricare ar fi planul diavolului. Nous avons un Dieu. Nu avem un Dumnezeu. Le vainqueur de Golgotha.
Il a vaincu le diable. El a sfârșit pe Golgota. Il a éclaté la tête, il s'en bat. L'a călcat capul. Les dernières paroles qu'il a dit sur la croix. Și ultimile cuvinte care le-a avut pe cruce. Tu et accompli. Totul s-a împlinit. Totul s-a împlinit. Tout est accompli. Totul s-a împlinit. C'est les dernières paroles. Sunt ultimele cuvinte a lui. Même tu es devant un mauvais avocat. Chiar dacă ești înaintea unui avocat rău. Tu es devant un mauvais juge. Și ești în fața unui judecător rău. Ton problème ce n'est pas lui. Non. Și problema nu este el. Toi tu connais celui qui est en toi. Când cunoști pe cel care este în tine. Celui qui est en toi. Acela care este în tine. A changé l'intention de Pharaon. I-a schimbat la Faraon. Faraon était dur de cœur. Faraon a ținut lucrurile și n-a vrut să lese pe popor. Mais il a fini par laisser le peuple de Dieu partir. A sfârșit pe a lăsat poporul Israel să plece. A cedat. Aidez-moi. Ascultați-mă. Aidez-moi. Ajutați-mă. Ajutați-mă. Aidez-moi. Ajutați-mă. Demande à celui qui est à côté de toi qu'est-ce que tu vois. Spune celui din stânga și în dreapta ce vezi. Qu'est-ce que tu vois? Ce vezi? Demande-lui, ce vezi? Demande-lui acolo. Întreabă pe cel din stânga și în dreapta, ce vezi? Écoutez un mystère. Ascultați-mă. Écoutez un mystère. Ascultați un mister. Moïse était prince dans la maison royale de Pharaon. Moise a fost prinț în casa lui Faraon. Il y avait une fenêtre comme ça, dans cette palais. Și avea o fereastră acolo pe un perete. Je sens mon esprit m'amène là-bas. Și Duhul Sfânt mă luminează în direcția aceea. Faraon, quand il regardait dans la fenêtre, il voyait Goshen là-bas. Cette ville de Goshen. Faraon când se uita pe fereastră vedea orașelul Goshen. Là où étaient les Israélites esclaves. Acolo unde Israel era sclav. Pour Pharaon, pentru Faraon. Ce peuple était un danger pour la stabilité de son pays. Pentru Faraon, poporul Israel era un pericol pentru ei. Ils étaient forts. Erau tari. On peut pas laisser ce peuple libre. Nu își permitea să lese poporul acela liber. La même fenêtre que Pharaon regardait. Pe acea fereastră pe care Faraon se uita. C'est la même fenêtre que Moïse regardait encore. Și era aceeași fereastră și care se uita și Moise. Pharaon regardait. Faraon se uita. Ce peuple comme un danger. Și se uita pe fereastră și vedea poporul Israel ca și un pericol. Mais Moïse le regardait comme ses frères. Dar Moise se uita pe aceeași fereastră și vedea pe frații lui. La même fenêtre. Aceeași fereastră. Quand tu regardes ton frère. Pentru când te uiți la fratele tău. Tu le vois comme un frère ou comme un danger pour toi. Tu îl vezi ca și un frate al tău sau ca și un pericol al tău? Je te pose la question. Îți pun întrebarea aceasta. Quand tu regardes ta sœur. Când te uiți la sora ta. Tu le vois comme ta sœur ou comme un danger pour toi? Tu o vezi ca și sora ta sau ca și un pericol pentru tine? Écoutez-moi. Ascultați-mă. L'action d'une personne change par rapport à ce qu'il voit. Acțiunea unei persoane se schimbă în raport cu ceea ce vede. Bien-aimé dans le Seigneur. Ascultați-mă. Il est important. Este foarte important. De regarder celui qui est à côté de toi comme ton frère. Să te uiți la cel care este lângă tine ca și la fratele tău. La Bible dit. Biblia spune. Nous ne combattons pas. Nu ne luptăm. Efesiens 6:12. Nous ne combattons pas. Cu 12. Nu ne luptăm. Contre la chair et le sang. Contra cărnii și sângelui. Nous combattons contre les esprits. Și noi ne luptăm împotriva duhurilor. Tu ne peux pas combattre ton frère. Nu poți să te lupți cu fratele tău. Tu ne peux pas combattre une personne à l'image de Dieu. Tu nu poți să te lupți cu o persoană care este imaginea lui Dumnezeu. Notre ennemi commun s'appelle le diable. Inamicul nostru comun este diavolul. Hallelujah. Hallelujah. Nous avons le combat contre le diable. Noi avem de luptat contra lui, a diavolului. Écoute église. Ascultă. Timotei chapitre 1 verset 18 dit. 1 Timotei capitolul 1 cu versetul 18. Pour bien combattre. Ca să te lupți bine. Il faut garder des choses. Trebuie să ai două lucruri. La foi et la bonne conscience. Credința. La bonne conscience. Și cunoașterea. Renvoie ça là-bas frère, il va voir. 1 Timotei 1 18. 1 Timotei 1 cu 18. La foi et la bonne conscience. C'est ça? Non, c'est pas ça. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Lisons alors, lis, tu vas comprendre. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este că prin ele să te lupți lupta cea bună. 19.
19. Și să păstrez credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și nu au căzut și au căzut din credință. 19 dit garde la foi et la bonne conscience. Versetul 19 spune că păstrează credința și cugetul curat. Deux choses. Două lucruri. Pour combattre. Pentru a te lupta. Tu ne peux pas combattre avec une conscience essuyée. Non. Tu nu poți să te lupți cu o conștiință murdară. Le diable ce n'est pas l'apparence. Diavolul. Non, l'apparence. Diavolul nu este transparent. Non. Pour combattre le diable. Pentru ca să te lupți cu diavolul. Pour combattre le vrai combat. Ca să te lupți cu el lupta. D'ailleurs, le vrai combat, c'est le combat de la maintenance de la foi. Le vrai combat, c'est le combat. Adevărata luptă este lupta la maintenance de la foi. Garder la foi. Este ca să -ți păstrezi credința curată. Amin. Amin. La maintenance de la foi. Ca să -ți păstrezi credința curată este adevărata luptă împotriva diavolului. Bien-aimés. Fraților, la conscience. Conștiința. C'est une fenêtre que le diable utilise trop. Este o fereastră pe care diavolul o folosește mult. Si dans ta conscience. Dar dacă în conștiința ta. Tu as des choses essuyées. Ai lucruri urâte. Tu as des illusions. Ai iluzii. Des imaginations. Imagini. Contre ton frère. Împotriva fratelui tău. Contre ta sœur. Împotriva surorii tale. Contre ton église. Împotriva bisericii. Contre une personne. Împotriva unei persoane. Sache-le. Asta înseamnă tu es en train de combattre avec le diable en toi. Este atunci când tu te lupți cu diavolul în care este în tine. On peut jamais vaincre le diable si il est en toi. Nu poți să te lupți jamais. Cu diavolul dacă el locuiește în tine. Comment faire pour vaincre le combat de la conscience? Cum poți să te lupți ca să lupți împotriva conștiinței? Le combat de la conscience? Lupta împotriva conștiinței. Tu peux le vaincre quand tu as la capacité de parler. Poți să fii atunci când ai capacitatea să vorbești. Il n'est pas un péché à une personne de penser par lui-même. Nu este păcat ca să se gândească o persoană la el însuși. Mais quand le penser d'une personne. Dar când gândești la altă persoană. Commence à influencer sa intimité avec Dieu. Commence à influencer la fraternité avec les frères. Începe să influențeze părtășia cu Dumnezeu. Commence à influencer l'intimité avec Dieu, l'amour avec Dieu. La relation avec Dieu, relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Relația cu Dumnezeu. Si ses pensées. Dacă gândurile. Commence à influencer son avancement. Influențează son avancement. Să avanseze în lucrarea Domnului. Il est important. Este foarte important. De prendre du courage. Să prinzi curaj. De dire. Să spui. Je dois parler. Vreau să vorbesc. Je dois me libérer. Trebuie să mă eliberez. Alléluia, Église. Alléluia. David. David. Il ne voyait pas Goliath. Nu l-a văzut pe Goliath. J'ai 5 minutes pour finir. În 5 minute am să termin. Écoutez-moi. Ascultați-mă. Dans le livre de Genèse. În Genesa. Le livre de Genèse, le chapitre 18, verset 1 à 2. În Genesa, capitolul 18, de la 1 la 2. C'est le dernier verset. E ultimul verset care citim. Abraham était assis sur devant sa tente. Abraham, il était assis devant sa tente. Avram ședea la ușa cortului. Amen. Et la Bible dit, est-ce que c'est ça? La Bible dit ceci. Il a vu trois personnes qui venaient. Și el a văzut trei persoane care veneau. Cette personne, ces trois personnes n'ont pas apparu. Ils sont venus, ils venaient, ils marchaient, ils sont persoanele venus. Acelea veneau, nu au apărut dintr-o dată, veneau spre el. Cela veut dire cette personne là ont traversé la rue, les gens les ont vus. Și acele persoane au traversat, au mers pe stradă și oamenii i-au văzut. Mais tous ces gens ne comprenaient pas ou n'identifiaient pas ces trois personnes. Și oamenii nu puteau să identifice acele trei persoane care veneau. Seulement Abraham, quand il a vu, numai Avram când i-a văzut, il a compris que ces personnes ne sont pas des personnes. A înțeles că persoanele acelea nu sunt oameni obișnuiți. Ce sont des canaux de bénédiction pour moi. Sunt canale de binecuvântări pentru mine. Abraham a arrêté les personnes pour rester chez lui. Avram a oprit acele persoane și să rămână la el. Parmi les trois personnes? Printre cei trei persoane. Il y avait la manifestation de Dieu en forme humaine. A avut o manifestare a lui Dumnezeu în formă umană. Ce qu'on appelle Zoé, la manifestation de Dieu en forme humaine.
Ceea ce numim zoie este manifestarea lui Dumnezeu în formă umană. Pourquoi nous disons ça? De ce spunem lucrul acesta? Parce que Abraham s'est prosterné. Pentru că Avram s-a plecat înaintea lor. L'ange ne permet pas à une personne de se prosterner devant lui. Îngerii nu permiteau la nimeni să se plece înaintea lor. Mais quand Abraham s'est prosterné, dar când Avram s-a plecat, l'homme du milieu, l'homme qui était au milieu de ces trois, era în mijlocul celor trei, il a laissé Abraham se prosterner parce que c'était Dieu en forme humaine. L-a lăsat pe Avram să se plece înaintea lui pentru că era Dumnezeu în formă umană. Et c'est lui qui a pris la parole pour donner la promesse d'Isaac. El a fost ceea ce i-a promis promisiunea despre Isaac. Il a dit l'année prochaine. A spus anul viitor. Écoutez ce que je vais vous dire. Ascultați-mă ceea ce vă spun. Ce que tu regardes. Ceea ce te uiți. Peut te donner un traversé de la gloire. Poate să-ți dea să traversezi gloria lui Dumnezeu. Arrête de regarder les hommes comme des ennemis. Nu te uita la oameni ca și la dușmani. Arrête de regarder des hommes comme des pions pour ta destruction. Non. Nu te uita la oameni ca și cum ar fi pioane ca să te distrugă pe Nous tine. Nous avons un seul qui veut notre destruction, c'est le diable. Singurul care ne vrea distrugerea noastră este diavolul. Mais la Bible dit. Dar Biblia spune. C'est lui qui est en nous. Spune că acela care este în mine. Grand, este mai tare. Est plus fort. Este mai mare. Que celui qui est dans ce ca monde. Și în celul ăla care este în si lumea aceasta. Si Jesus en toi. Dacă ai pe Iisus în inima ta. Quel que soit les oricare ar fi situațiile. Jesus sera vainqueur. Iisus va câștiga. Amen. Amen. Jesus sera vainqueur. Iisus va fi câștigător. Sion écoute. Sion ascultă. Donnez votre oreille à Dieu. Dați-vă urechea voastră la Dumnezeu. Comment écouter Dieu? Cum să-l asculți pe Dumnezeu? Ayez le temps de la prière devant Dieu. Du-te și roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Combien de gens prient à la maison pendant une heure? Câți oameni se roagă o oră acasă? Que Dieu bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Nous prions seulement avant de manger, Seigneur, bénis la nourriture au nom de Jésus. Noi ne rugăm înainte de masă, scurt, Doamne, binecuvântează mâncarea. On prie avant de dormir, Seigneur. Și ne înainte să ne culcăm, dormim, Doamne, fii cu noi. Ça suffit pas, c'est trop petit. Nu este de ajuns, este prea c'est puțin. Trop petit pour la vie chrétienne. Este prea puțin pentru o viață unui credincios. C'est trop petit. Este foarte mic. Même si tu le vezi pas. Chiar dacă nu vezi lucrul acesta. Aussi longtemps tu es chrétien, il y a un combat spirituel réel dans ta vie. Atâta timp cât tu ești creștin, este o luptă spirituală de zi cu zi. Même si tu le vezi pas. Chiar dacă nu vrei să nu vezi. Tu es une cible potentielle dans la main du diable. Ești o țintă pentru diavol. Amen. Amin. La force, c'est la vie de prière. Forța este viața de rugăciune. L'église a besoin de la vie de prière. Biserica are nevoie de rugăciune. Frate Vasile. C'est tellement important. Este foarte important. L'église a besoin de la vie de prière. Biserica are nevoie de viață, de rugăciune. Le diable n'a jamais été content de nous voir comme ça, venir adorer Jésus. Non. Diavolul niciodată n-o să fie mulțumit și o să fie încântat când ne vede că venim la casa Domnului. Il va chercher de tous les moyens pour nous diviser. O să se lupte și o să caute ca să ne împărțească, să ne despartă în fiecare zi. Mais seulement Dieu qui peut nous. Dar numai Dumnezeu poate să ne țină mâna lui. À ce moment ici, Sion. În momentele acestea, Sion. Relevez la vie de prière. Ridică-te și restaurează viața de rugăciune. Les prières de la semaine. Rugăciunea de săptămână, de fiecare zi. Vendredi, je ne sais pas si c'est lundi. Relevez ça. De luni și de vineri. Si tu aimes Dieu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu. Si tu aimes ton église. Dacă iubești biserica aceasta. Dedicați-vă de la vie de prière. Dedicați-te la viața de rugăciune. Amen. Amen. C'est tellement important. Este foarte important. Et ne regardez pas les situations. Nu vă uitați la situații. Regarde celui qui est en toi. Uită-te la acela care este în tine. Celui qui est en toi n'échoue jamais. Acela care este în tine nu eșuează niciodată. Nu eșuează niciodată. Aleluia. Il ne sue jamais. Nu eșuează niciodată. Jamais. Niciodată. Tous les combats qu'il a livré, il a toujours été. Toate luptele care le-a purtat, le-a avut victorie. J'aimerais prier avec vous. Vreau să mă rog împreună cu voi. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Acesta este cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Pour transmettre à vous. Ca să vă transmit. Est-ce que vous êtes béni? Domnul să vă binecuvinteze. Est-ce que vous vous sentez édifié? Vă simțiți edificați, binecuvântați? Est-ce que vous vous sentez fortifié? Vă simțiți fortificați în această dimineață? Ça c'est l'insigne du Seigneur. Asta este un semn al lui Dumnezeu. Je vais prier avec vous. Vreau să mă rog cu voi împreună. Si on peut se mettre debout. Dacă ne putem ridica în picioare.
Si on peut nous balancer une cantique du Saint-Esprit. Dacă putem să ne rugăm să cântăm în același timp o cântare. Une cantique qui parle du Saint-Esprit. Un cântec care spune de Duhul Sfânt. Le docteur a dit. Doctorul a spus. Dieu veut dire maintenant. Dumnezeu vrea să spună acum. Qu'est-ce que tu vois? Ce vezi? Même si tu vois les nuages, il y a la pluie après les nuages. Chiar dacă vezi nori în viața ta, după nori vine ploaie. Il y a la pluie. Qu'est-ce que tu vois? Ce vezi în viața ta? Si tu vois les rejets, la déception. Dacă vezi că ești alungat. C'est le chemin des grands. C'est le chemin des grands. Acesta este drumul care o să. Tous les grands de la Bible. Toți oamenii mari ai lui Dumnezeu. Ils ont été rejetés. Au fost aruncați. Ils ont été déçus. Au fost distruși. Mais leur force était l'Éternel à leur côté. Dar Dumnezeu a fost cu ei. Leur force c'était l'Éternel. Forța lor era Dumnezeu. Tu n'es pas seul. Nu e singur. Il y a un Dieu avec toi. Este Dumnezeu cu tine. Où est Dieu? Unde este Dumnezeu? Est-ce que je peux le voir? Poți să-l văd. Si tu veux, tu peux le voir. Dacă vrei, poți să-l vezi. Moi je le vois maintenant. Eu îl văd acum. Il est là. Este aici prezent. Parce qu'il a dit. Pentru că a spus. Deux ou trois. Unde o să fie doi sau trei. Sont réunis à mon nom. Acolo unde se unesc împreună. Je suis au milieu de. O să fiu în mijlocul lor. Il est Emmanuel. Este Emmanuel. Le Dieu au milieu de son Dumnezeu în mijlocul nostru. Chantons, come on. Cântăm. Hallelujah.